discuțiile pe care noi le avem. În momentul în care municipalitatea a emis acea autorizație de construire, a emis-o pe baza datelor și informațiilor existente în primărie la momentul respectiv, cu respectarea legii. Au fost întrebați rețelarii, da? Pentru că li s-au solicitat aviz, s-au luat în considerare toate elementele ce țin de PUG, de planul urbanistic general, da? Iar din toate documentațiile respective, conform celor spuse de către direcția de urbanism, s-au respectat absolut toate elementele și toate normele în vigoare. Constructorul le-a respectat în momentul de față? Constructorul are niște obligații, nu față de primăria municipiului Ploiești, ci are niște obligații prin autorizația respectivă, inclusiv față de rețelarii, da, care au dat avizele respective. Prin autorizația respectivă îi se spune că trebuie să se conformeze și proiectul lui trebuie să răspundă cerințelor celor care au dat aviz pentru a se obține autorizația de construire respectivă. Din moment ce sunt și alte instituții abilitate care pot verifica acest lucru, dacă a respectat sau nu a respectat acest lucru. Iar conducta, am înțeles că acea conductă nu avea ce să caute în zona respectivă și că traseul ei trebuia să fie cu totul și cu totul. Conform documentelor pe care noi le avem în momentul de față la primărie, da? Conducta și baza hărților puse la dispoziție la momentul la care le-a solicitat municipalitatea, conducta respectivă, așa cum reiese de acolo, nu era pe poziția pe care înțeleg că s-a regăsit în teren. Tocmai de aceea am solicitat ca acea conductă să se facă demersurile necesare ca să se poziționeze corect acea conductă. Pentru că, conform noi poziționări pe care am primit-o la nivel de instituție, încă nu în mod oficial, se pare că ea afectează și alte imobile, și cum mă refer la imobile, nu mă refer doar la terenuri, și cred că aici trebuie o analiză pentru că suntem într-o situație total atipică. Din ceea ce se vede, se pare că sunt inclusiv construcții care nu sunt nici de un an, nici de doi ani, care s-ar putea să fie peste conducta respectivă. Tocmai de aceea trebuie o analiză foarte atentă.